Îmi place foarte mult că acest festival se poziționează ca o platformă de promovare a culturii contemporane și nu doar a filmului. Suntem bucuroși să avem acest eveniment special în cadrul Making Waves, Hedda Stern Rediscovered. Mi se pare foarte interesant și foarte binevenit ca un eveniment de artă, până la urmă un eveniment cultural conex, este integrat firesc în cadrul unui festival de film. Deci recomandăm ca orice festival, în general, un festival dedicat unei secțiuni de cultură sau artă, să fie conectat în mod natural cu arte conexe sau cu alte zone culturale. Filmul românesc contemporan vorbește despre anumite lucruri care mie mi sunt atât de firești, încât la un moment dat chiar mă miră că se discută despre aceste tipuri de lucruri firești. Dar observând reacția celor din exterior asupra acestui fenomen, îmi schimbă și mie percepția. Adică, deci ei ce consider eu firesc sau consider commonplace sau consider un lucru care mi se părea cunoscut de când lumea, lor li se pare ori interesant, ori exotic. Deci încerc să fac un drum invers, să nu percep de fapt cum aș percepe eu filmul românesc contemporan ca un român consumator de produse culturale românești, ci să văd cum este el receptat și prin ricoșeu să încerc să de fapt să experimentez sau să măcar să mă gândesc la un alt tip de sentiment, de emoție pe care îl stârnește.